dragii mei, nu o să încep această mormântare până când familia Mariana cu Ioan și Crina cu Marius nu-și cer iertare față de mine pentru modul urât în care s-au comportat în ultimele 3 zile. Public. Aștept să vă cereți iertare. Eu mi-am cerut. A fost jignit? De ce v-ați făcut preot? A fost jignit. De ce v-ați făcut preot? De ce v-ați făcut? Răspundeți de ce nu mă filmați, că nu-i cazul. E cazul. De ceva nu s-o pomenit. De așa ceva nu este permis. Stați să vă spun. Stați să vă spun. Stați să vă spun. Să vă spun ceva. Biserica are rânduiala ei, pe care dânsii nu vreau să o înțeleagă. Pe care nu știți și nu o respectați. Eu nu o respect. Da, pentru că locul există. Nu vă țineți în gură cu mine. Ha. Nu vă țineți în gură. Ascultați-mă. Biserica are rânduiala ei. Ca orice instituție. Eu ce vreau cu treaba asta? Ca pacea să se așeze peste noi. Și eu sunt tulburat și dânsii. Dânsii își cer iertare și eu iert. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Acum, toți suntem tensionați, dar în timp se pot întâmpla lucruri urâte și neplăcute. Cu siguranță. Ascultați-mă. Sunteți oameni în vârstă și ați văzut câte necazuri se pot întâmpla în viața unei familii când o familie se răscoală asupra bisericii. De aceea vă spun, haideți să fie cu duh de pace, să ne iertăm și să putem să slujim în tihnă. Eu altfel nu pot să slujesc. Sunteți de acord? Ok. Dumnezeu să vă ierte și să ridice blestemul asupra familiei dumneavoastră și asupra urmașilor, să-l ridice, să-l șteargă. Pentru că modul în care v-ați comportat în astea 3 zile, mi-a mâhnit sufletul. Că nu m-ați înțeles. Mi-ați făcut reclamații. M-ați ponegrit la tot satul. Ați ajuns tot la cuvintele mele. Da, să dă bani. Nu să dă bani. Să-și plătească locul de veci. Nu să-mi dă banii mie. Dânsii n-au mai plătit contribuția de 10 ani. Ascultați-mă. Am evidențe. Și am martori. De 10 ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului acestei parohii este familia care nu-și plătește contribuția în ultimii 3 ani, plătește locul de veci. Ce-i de neînțeles? Și biserica are cheltuielile ei. Și biserica are responsabilitățile ei. Noi nu suntem slugile dumneavoastră. Noi suntem slujitorii dumneavoastră. Nu vă mai comportați urât că vă luați plata de la Dumnezeu. Nu de la mine ca om. Eu de asta v-am spus. Și țineți minte ce vă spune popa. Uitați-vă la degetul meu. Puteți să mă filmați liniștit. S-au făcut și reclamații. Vă pot fi la de ce nu vă stați să le tragă? Lasă-mă. Ori pe tensiune nu se poate ruga. Nu cred că își dorește nici adormita să aibă o mormântare tensionată, deși familia a provocat această situație. Vineri seara când m-au anunțat, le-am spus, uitați, asta e situația. Nu m-au crezut. De 3 zile îmi toacă nervii. Până să ajungă tot la cuvintele mele de vineri seara. Inclusiv cu reclamații la protopopiat. Și ce s-au rezolvat? Tot nimic. N-am făcut, domnule părinte, nu m-am întrebat. Asta e reclamație verbală, doamna Crina. Dar n-am făcut reclamație. Nu se poate așa ceva. Ați ajuns la această concluzie, a mea? Nu. Ați ajuns? Așa mi s-a spus de acolo. Ați ajuns la cele vorbele mele de vineri seara. Este o rânduială pentru toți stăuțenii. Toți sunt egali. Eu nu am venit aici să fac diferențe între familii. Eu sunt părintele tuturor. Cum plătesc alte familii pentru bătrânilor care sunt fie în azile, fie duși prin alte localități. Își plătesc locul de veci. Și dumneavoastră trebuia să vă plătiți locul de veci pentru mama. Și nu se ajungea la această situație. Biserica aceasta e condusă de un consiliu de 9 bărbați. De 9 consilieri, pe care i-ați amenințat și l-ați amenințat inclusiv pe Epitrop. Ei, Doamne ferește!
Tot ce, tot ce am discutat am înregistrat și eu, să nu fiți... Să nu fiți așa de sigur că numai dumneavoastră mă filmați. Lăsăm. Am vrut ca toată lumea să cunoască realitatea de aici. Fiecare mă va analiza și mă va critica după propriile experiențe. Eu vă spun înaintea lui Hristos, căruia pe care îi slujesc. Eu am această datorie în fața tuturor să spun realitatea. Dumneavoastră veți analiza singur. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Sfinte.